Vremea în partea de vest a țării va fi în general frumoasă, cu cer predominant senin. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre est, dar iată pe larg datele meteo. La noapte în Arad, vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi degajat. Vântul va sufla în general slab, izolat, în zonele joase va fi ceață. Minimele nopții vor fi de 1 grad Celsius la Arad și 8 la Șiria. Mâine în Arad, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat din sector estic. Temperaturile maxime vor fi de 14 grade Celsius în Șiria și 16 în Arad. În Caraș-Severin, în această noapte, vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă, cu cer senin și vânt slab. În zonele joase va fi ceață. Minimele sunt de 1 grad Celsius în Caransebeș și Reșița, 2 în stațiunea Băile Herculane și 5 grade la Oravița. Mâine cărășenii au parte de vreme frumoasă, cu cer mai mult senin și un vânt ce suflă de la slab la moderat dinspre est. Maximele vor fi de 15 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane și 16 în Oravița, Caransebeș și Reșița. Și timișenii se bucură la noapte de vreme frumoasă, dar ușor răgoroasă. Cerul va fi degajat, iar vântul va sufla slab. Dimineața va fi ceață. Minimele sunt de 1 grad Celsius la Timișoara și Lugoj și 2 la St. Nicolae Mare și Jimbolia. Mâine în județul Timiș vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic. Maximele vor fi de 16 grade Celsius la Timișoara și Jimbolia și 17 în Lugoj și St. Nicolae Mare. În Timișoara, în această noapte, vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi degajat. Vântul va sufla în general slab, izolat, în zonele joase va fi ceață. Minima nopții va fi de 1 grad Celsius. Timișorenii au parte mâine de vreme frumoasă, cu cer senin. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre est. Temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius. Pentru joi, meteorologii anunță vreme în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud-est. Noaptea și dimineața va fi ceață. Minimele sunt de 2 grade Celsius în județele Arad și Timiș și 3 în Caraș-Severin, iar maximele sunt de 17 grade Celsius în Arad și Caraș-Severin și 18 în județul Timiș. Vineri, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud-est, cu unele intensificări în sudul Banatului. Noaptea și dimineața, izolat, va fi ceață. Minimele sunt de 2 grade Celsius în județul Timiș, 3 în Arad și 5 în Caraș-Severin. Maximele vor fi de 16 grade Celsius în Timiș și Caraș-Severin și 17 în județul Arad.